Credincioșii din Suceava care au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală au primit binecuvântarea arhierească. La ctitoria voievodală care adăpostește moaștele Sfântului Ioan cel Nou, slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Din sobor au făcut parte și clerici de la centrul eparhial. Cuvântul de învățătură a fost rostit la finalul slujbei de părintele profesor Alexandru Cojocari de la parohia Sfântul Nicolae Vama. Mântuitorul a zis, dați-le voi să mănânce. Însă apostolii s-au simțit neputincioși să hrănească mii de oameni și Mântuitorul cunoștea această neputință. Însă fiecare cuvânt rostit de Domnul Hristos are menirea de a învăța pe contemporani și prin aceasta pe toți oamenii. Îndemnul adresat ucenicilor este adresat bisericii întregi, care trebuie să aibă milă și grijă de omul flămând. Făcând paralela între minunea creării lumii și minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur spune, nu este o minune mai mică a scoate din pământ roade, iar din apă vietăți, ca a face din 5 pâini un număr atât de mare de pâini, iar din 2 pești o mulțime mare de pești. Acesta este semn că Hristos stăpânește și pământul și marea. La final, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul i-a invitat pe credincioși duminica viitoare la taina Sfântului Maslu de Obște. În numele înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calini, care vă transmite binecuvântarea sa, vă facem invitație ca în prima duminică din postul Sfintei Marii, care post începe îndată, să fiți prezenți și să vă rugați împreună cu noi la taina Sfântului Maslu. Așadar, pe 6 august, în ziua de schimbare la față, anul acesta căzând și duminică, după amiază de la orele 17, va avea loc aici, la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Catedrala noastră arhiepiscopală, taina Sfântului Maslu cu arhiereu, la care Sfântă Slujbă vă invităm cu drag să vă rugați împreună cu noi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.